Voi! Hai! De acolo tu pasă? Da! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou ATV Vlog. Sunt cu Sebi și Alex, băgăm un traseu mai scurt așa. Vrem să mergem la steagul acela de pe munte. Am luat-o prin piatra arsă pe aici și ne ducem către cumpătul. Când era eu să mă dau peste cap acolo. Nu prea am benzină multă. Mai am două liniuțe, dar o să-mi ajungă. Nici Sebi nu prea mai are multă. Ne-a fost lene să mai mergem la Peco. Mamă, da, am ceva în Lada asta și s-aude super urât, mă enervează de mor. Auzi cum face. Asta e nasol când începe sezonul cald, că e cu praf, cu d-astea, ce nu suport eu. Dar asta e, n-avem ce face. Famă, ce praf e să mă bată mama. Aici facem stânga frumos. Uite, Alex semnalizează. Ce-o calcă ăștia. Suntem singuri toți pe ATV-uri. N-avem a doua persoană. Să vedem dacă o să nimerim drumul. Dar eu zic că da. Aolea. Am spălat și eu un pic ATV-ul așa. De la ultima ieșire era jale. Merg fără 4x4 deocamdată. Hai să-l activez și 4x4. Deci ce vorbeam, că am cumpărat ulei, trebuie să schimb în curând. Și o să-l schimb odată cu Sebi, dacă e, o să-și filmăm. De asemenea, dacă vă place acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like să strângem foarte multe like-uri. Stai că nu mai nimerim drumul. Hai mă, că am nimerit. Pa. Ia să-l dau eu un greu. Păi da. Wow. Ce ai mă, că ăsta se ridică și cu o persoană. Au, ce fain e aici. Era cu spatele și Sebi. Hai să vedem aici. Hai. Sunt curios dacă o să mai fie zăpadă sus. Sebi a zis, hai mă să mergem la steacă. Wow! Eu n-am fost niciodată. A? Păi trebuie să facem stânga la un moment dat. Am preluat eu cârma. Să vedem dacă nimerim pe aici ceva. Aici? Da, eu așa știu. Parcă. Parcă pe aici. Ha? Da. Ce? Hai! Da? Ha! Trebuie să ajungem mai undeva și dacă nu-i pe aici. Uite ce urât e șanțul ăsta aici. Ai. Mamă, mamă, să mă bată mama. Uite, Sebi, a luat șanțul pe dedesubt. Să las o linie la încălzire. Eu fac pariu că sus tot mai e zăpadă oricum.
eu pe mijloc. Ce urât m-am băgat în șanțul ăsta. Ca boala. Hai, mă. Yeah, hia, hia. A, e bine. Mi-aduc aminte, gata. Traseul. Mamă, dar mi-intră praful ăsta dacă las viziera jos de mor. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place acest clip, să strângem 15.000 de like-uri. Și dacă vreți să mai filmezi ATV vloguri. Pa! Eu știu că pe aici! Oricum e bine pe aici, că am recunoscut ăla. E bun pe aici. Zic, e bine traseul, că am recunoscut ăla căzut, știu. E mai fain pe aici. Da. Hai să încercăm, ce dracu. Dar n-are nimic, mă, dacă urcă. Zic, n-are nimic dacă urcă. Păi și ce? Păi eu nu am, nu mi-arată, dar știu că la Polaris tot la fel, la un Ranger de la 800, s-a ajungea la 110 și... Da, așa, dar pleacă ăla. Da. Dar nu mai intre, că un porț, eu dat, așa, nu mai intre. Am făcut și noi o mică pauză, hai să-i dăm acum. Vedem ce va fi. Uite, bă, ce patinează, bă, băiatule. O, mare băltoacă. O, puțină zăpadă aici și așa. Și acum urmează coasta asta mai abruptă, în care nu trebuie lăsat. O, uite, unul e pe acolo, unul pe acolo. Mai am o liniuță la benzină. Da, e bine așa. Să vedem aici. Sperăm să nu ne răsturnăm. Uite urcarea lui dracu. Mamă, mamă. Cât de fain e. Deci dacă a picat acum ceva aici, cum se ridică. Hai, ursulețule. Yeah. Hai. Voi ce ziceți, când e suspensia mai tare, se ridică pe urcări mai rău de bot sau când e moale? Voi cum credeți că e mai bine? Lăsați-mi jos în comentarii. Gen să o las mai moale pe spate sau mai tare și pe față mai moale, mai dracu știe. Hai că am dat de zăpadă deja, tocmai ce vorbeam. A, uite ce e aici. Wow. Aici rămân, gata eu. Hai mă că am ieșit. Mamă, frate, dar mă arunc la mâini și are și servo. Dar nu e ca la astea mai noi cu pe mai multe nivele, adică. Și uite ce patinează, în draci, mâncați și. E zăpadă, bă, nenic aici, nu glumă. Am zis că nu e, că nu e, dar... Aute zăpada, dreapta. Și sunt frunze de-astea, iarăși, jegoase. Fa, haide. Mi-a băgat prin mânecă zăpadă. Hai să vedem dacă urcăm aici. Sebi moare acolo, cred că gata. Cu cauciucurile lui de vară.
trebuie să stau dreacu pe rezervor aici, să pun presiune mai mare. Hai că nu-i zăpadă. Nu-i zăpadă. Dar mă așteptam să nu fie deloc zăpadă. Ce să faci și tu cu slicurile astea? Cu ce-i dai? De ce? Păi nu-i dăm? Îi dai haș sau greu? Hai. Dar nu cred că vedem crucea nici azi. Nu cred că vedem crucea nici azi. Eu mai am o linie benzină. Dar eu? Dă-i. Stai să mai ducă el. Ia să iau eu pe aici, mă. Fac eu șmecherie pe aici, așa. Păi, dar acum? Wow! Urcă, ursulețul! Ai, mâncate-ar, nenea! Ce să urci mai? Ești gata? Ești gata? Anana! Dă-i! Trebuie să ne facem urme! Că uite, pe acolo nu e așa mare! Hai! Dă-i în spate, că merge, cred că! Stai așa. Hai. Da, uite, dacă scăpăm de aici, după putem, cred. Așa aici, dacă ne facem urme. Hai. Pauză. Te vrei să ajungi sus, pe acolo, la un steag? N-avea așa să ducă zăpada asta de tot. S-aude? Da. Ce s-aude? Te mă sună eu. Electromotor. Da, Daniel. Asta mi-a asta așa îmi place. Da, și mie. Se mai aude ăla? Ia vei. Gata, băi, fraților, și pauza. Încercăm să ajungem sus acolo la steagul ăla, să vedem dacă putem. Hai să vedem și noi dacă putem. Nu merge! Nu merge! Ce dracu, mă, nu mai... E gata. Gamiaș. Auzi? Nu-l mai scoateți, doar un pic să-mi dai un șoc. Bă, bă, bă! Să-mi ba, bă! Hai de... Mamă, mâncați-ai! Să-mi bag.
Mamă, mâncate, îți dai seama că scapă. Mamă, ce îmi bate inima, să mor eu. Mamă, bine că am văzut, să mor eu. Dar tu ce ai crezut? A, tot de ATV, nu? Vezi că îi strâmbă camera. Da, se vede că care se. Doamne. A mai căzut o mașină tot aici sau mai sus, nu știu unde, și au murit unii. Aici? Da. Ci că și acum ar fi mașina jos după ani de zile. N-a luat-o, n-a putut să o mai scoată. Doar un pic, să-mi dați un șoc, când dă-i din față, că... Gata! Doamne, Sebi a uitat să tragă fâna la TV, mâncați aici gura ta. Ce ai, mă, era gata. Dar prindea viteză, dacă trecea de... Nu îl mai prinzi. Dacă trecea aici, doar își lua după vit. Hai să vedem pe aici. A, merge, ok. Doamne, deci ce m-am speriat să mă bată mama. Cu Sebi ei, noroc că am văzut că, vă dați seama, dacă cădeam hăul acolo, era gata TV-ul. Bine că am trecut și de zăpada asta aici, să vedem dacă mai dăm de ceva. Am crezut că am pierdut telefonul, dar e curent. Hai că ți s-a desfăcut cutia. Iară? Stai acolo! A, da. Am pierdut și ăla, dă-l dracu. Da. Pe acolo, așa. Da. Îi dai în greu? Era lada desfăcută și am pierdut și un elastic de la acolo cu care trag de el când o închid. Hai, Sebi, arde-l, pe nenorocit, pe nenorocit. Hai, da. Era să aibă și ATV, Sebi. Aici. Ce fai, se vede, să mor eu. Uitați cât de șmecher se vede. Și munții pe spate, super frumos. Bă, dar nu-i bine, mă! A? Cred că e mai încolo. Ăla ce face acolo? Pe acolo e. Da? Pe acolo, așa. Dar n-ai cum să cobor pe aici. Ce? Păi cum mai urci? Acolo? Nu știu. Bă, cred că acolo e, dar om putea, dacă trecem aici, să coborăm pe acolo? Dacă o luăm, nu mai putem să urcăm. Doamne, ajută! Te trezesc cu mira, cobori în greu sau faci? În haș! Hai dacă stii! Hai că ne băgăm, ce-o fi, o fi. Uitați cât de marfă se vede. Gata, am făcut și eu niște poze de Instagram și un story. Dacă nu mă urmăriți, aștept să-mi dați un follow. Să vedeți mereu ce postez de pe traseu. Oricum, eu cred că urcai și pe aici la o, adică... Super fain! Să mai închid și o viziera asta, că e curent foarte rău. Mamă!
Sebi n-are nici ochelar măcar. E nașpa că te trage curentul de boală te ia. Bă, dar nu mai găsim steagul ăla odată, bă, băiatule. Uite crucea. Hai să facem o pauză. Facem și noi o poză aici. E frumos tare, mă. Da, dar tu n-ai P? Ce? N-are A cu M P. Atunci în ce era? În liber? În R. P și R și eu n-am văzut. Haide, și îți dai seama că își lua după și din turați. Aici ai căzut ăla. Da, cred, aici a căzut. Aici da. Căzut? Pe aici, în jos. Ia să fac și o poză la crucea asta. Bă, un gym, nu știu. Mie mi-e frică și doar așa, nu știu. Dar e riscant tare, mă. Poți să găsești, nu? O dronă. Da. Nu duci acolo, vezi că o este ca să se... Da, dar e și foarte stufoasă și știi? Da, îți dai seama că mașina e oprit undeva pe aici, că ai tăiat în copac în ceva. Mie mi-ar fi că scobor și pe jos. Ce da. Dracu, mă, că dacă aluneci odată... Ai făcut o poză? Da? Ai făcut poză? Da. N-ai fost aici niciodată? Oprim mai jos, că e prea curent aici. Te rupe la cap. Și gata, băi, fraților, cam asta a fost prima parte din clip. Sper că v-a plăcut. O să urmeze partea a doua, întoarcerea pe alt traseu. Așadar, dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like acestui clip, să-mi dați un follow pe Instagram. Și ne vedem data viitoare. Pa, pa!